Campionatele naționale de judo au reunit 172 de sportivi de la cluburile de profil din țară. CSM Baia Mare a fost reprezentată de 8 sportivi, dintre care 7 juniori. Rebecca Brata a fost singura sportivă care a concurat la seniori în cadrul categoriei 73 de kilograme. După 2 victorii în fața unor sportive din Satu Mare și Craiova, Rebecca a cedat în meciul cu Mădălina Pantea de la Liberty Oradea. Partida a fost una foarte echilibrată, în care diferența s-a făcut printr-o penalizare, după ce Rebecca a călcat în afara suprafeței de luptă. Sportiva băimăreană a cucerit astfel medalia de bronz, în timp ce adversara ei s-a calificat în finală și a cucerit aurul. De asemenea, alți 3 băimăreni au fost aproape de medalii. Juniorii Cristina Trif, categoria 70 de kilograme, Bogdan Pop, categoria 73 de kilograme și Ionuț Vasian, categoria 90 de kilograme, au pierdut meciurile pentru medalia de bronz, clasându-se în final pe locul 5.